În cadrul programului Biblionet, mai bine de 2000 de biblioteci publice vor primi echipamente moderne pentru accesul gratuit al publicului la informații, iar peste 3500 de bibliotecari vor cunoaște noile tehnologii și vor asigura servicii mai bune pentru public. Totodată, guvernul și alți factori de decizie vor sprijini sistemul de biblioteci și vor recunoaște rolul esențial al acestora în societate. Alfabetizarea digitală a devenit în prezent o abilitate la fel de importantă ca scrisul sau cititul. Analiștii Comisiei Europene consideră că începând cu anul 2015, peste 90% din joburile de pe piața muncii vor avea ca cerință obligatorie cunoștință de bază privind alfabetizarea digitală. Asociația Domino din Craiova desfășoară în România un workshop grounding cu profesori de diferite specializări din țări ca Italia, Lituania, Grecia, Cipru, privind alfabetizarea de toate tipurile. Biblioteca Județeană Mehedinți este parteneră în acest proiect și datorită rezultatelor remarcabile pe care le-a avut în domeniul alfabetizării digitale, astăzi la sediul Pogani se desfășoară o prezentare a programului Biblionet, precum și implementarea acestuia în județul Mehedinți. Presupune dotarea bibliotecilor din întreaga țară cu tehnologia de ultimă oră, dar nu numai dotarea, ci și asigurarea trainingului atât a bibliotecarilor, cât și a comunității. Deci noi ținem training și pentru bibliotecarii locali, dar și pentru membrii comunității în diverse domenii, de la IT, limbi străine și alte traininguri de acest gen. A fost un moment special astăzi pentru conducerea și angajații bibliotecii Highe Bibicescu din municipiu. Aceștia au primit vizita unui grup compus din mai mulți dascăli din diferite țări ale Europei în cadrul unui workshop dedicat alfabetizării digitale. About the Biblionet program, I want to say that from the beginning I thought that is a great program. I understand the importance of this program for the libraries and most of all for the community and I always support it. But nothing could be done without the help of country, authorities, and for this region, our institution is very thankful to the president of the county council. În România, peste 40% dintre locuitori nu au folosit niciodată internetul, ceea ce înseamnă mai puține oportunități pe piața muncii, dar și mai puține surse de informare și mai puține posibilități de comunicare. Majoritatea românilor care nu au cunoștințe digitale locuiesc la sate sau în orașele mici. Pentru că au vrut să participe la acest schimb de experiență, câțiva dascăli din țări ale Uniunii Europene au sosit astăzi la Drobeta Turnu Severin. Talking about the project, I find that it's very important to me because this involves the international cooperation, which is very important for European Union as well as for us participators being here. We're dealing with serious questions in informal, non-formal education. It's the first time I'm coming here and it's a very beautiful place. This project is really important because it is educating educators. Am ajuns aici pentru că ne-a atras atenția calitatea proiectului desfășurat în orașul nostru. Din câte știu, ați primit niște premii pe această tematică și am dorit să atragem atenția oaspeților noștri despre lucrurile minunate care se fac la noi despre ICT literacy. Pentru că este o problemă foarte mare a zilelor noastre, pentru că nu toată lumea este literată digital, mai ales cei de o anumită vârstă. Au probleme cu asta și trebuie lucrat. Un studiu recent realizat în rețeaua de biblioteci Biblionet a arătat că peste 75% dintre utilizatorii bibliotecilor din mediul rural și urban mic sunt alfabetizați digital, respectiv cunosc componentele și accesoriile unui calculator și sunt în măsură să găsească pe internet informațiile dorite.